Nu știu ce ați făcut, că ați scris 20 de întrebări. Cum nu e sigur că sunteți singuri, voi care ați scris că pe online mai sunt câțiva. Așa, o să încerc să răspund la câte reușesc, adică o parte dintre ele cu siguranță. Cum am siguranța că ceea ce eu percep ca fiind călăuzirea Domnului nu e dat de o direcție sau de o reacție emoțională la o situație? reacția emoțională trece repede. Și ca să te testezi dacă îți vorbește ție, Domnul, trebuie să îți spui, de exemplu, următoarele cuvinte. Nu-i adevărat ce am auzit. Să-ți faci un, un, o autotestare. Da? Adică ți-a vorbit Dumnezeu ceva pe un subiect anume și tu să-ți pui întotdeauna rău în față. Să zici, dacă nu-i de la Domnul, și o vreme și spui Domnului, Doamne, arată-mi dacă e de la tine, vorbește dacă e de la tine. Pentru că în momentul în care călăuzirea Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt creează o pace de fond, de esență, de generalitate. Adică peste sufletul tău se așează o liniște deosebită și chiar dacă tot ce e în jurul tău îți spune că nu e adevărat, nu e așa, liniștea aia te face să stai într-o călăuzire specială cu Duhul Sfânt și să ai pace să ai pace. E foarte important să ai pace. Niciodată n-ai voie să iei o decizie dacă n-ai pace. Și a cunoscut oameni care s-au dus în luarea unei decizii până la punctul terminus, când trebuia să ia decizia totală. De exemplu, erau în fața unui contract important la nivel de job și trebuiau doar să semneze. Semnătura era și electronică, era remote control, să zicem, jobul. Da? Și înainte să semneze, eu au tremurat mâna. Nu au avut pace și nu au semnat. Și o dat seama după câteva luni că acel contract era o plasă. Era ceva care îl iluziona, care îl ducea într-o zonă foarte periculoasă. Când ești călăuzit de Duhul Sfânt, ai pace, -ai stres. nu ai stres. Nu că în timpul derulării acelei lucrări nu vei avea uneori situații cum ne... neobișnuite în... care îți aduc neliniște. Dar ăsta nu sunt starea de fond, adică nu vei fi întotdeauna neliniștit. Când ceva te neliniștește continuu, ai mare atenție. Ceva nu-i regulă acolo. Crăuzia mai poate să fie biblică, întotdeauna trebuie să acoperi cu Scriptura. Era o întrebare care a fost pusă înainte să înceapă programul de aici, știu, și spunea, de ce noi ne ghidăm mai mult după darul decât după Biblie? Fals. Să ne adevărat. Niciodată un dar nu va vorbi împotriva Scripturii. Însă, specificitatea darului este următoarea. Darul îți aplică pentru situația ta clară, de moment, voia lui Dumnezeu din Biblie. Deci darul preia cuvântului Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și îți spune, uite, aici ai ușa pe care trebuie să intri. Cum în Biblie nu zic, e ușa pe care trebuie să intri, maro. Da? Dar darul pe care îl primești de la Duhul Sfânt, îți spune, ușa aia pe care trebuie să intri. Că și alte maro. Da? Pe aia trebuie să intri. Înțelegeți? Dar dacă ușa aceea ar fi o ușă care te duce la păcat și dacă dincolo de ușă ar fi ceva păcătos, din perspectiva Scripturii, chiar dacă cineva ar pretinde că vorbește de la Duhul Sfânt, că trebuie să intri pe ușa aia, tu trebuie să ai ochi vizionare spirituali și să zici, nu, acolo e păcat. Pe ușa aia nu intru. Să vină toți prorocii din lume să spună, intră pe ușa aia. Păi dacă ar veni aici, sute de proroci să spună mie că eu trebuie să consum alcool, pe toți aș trimite, nu știu, să facă ceva, să pună porum, grăunțe, ceva să facă, să nu mai prorocească. Înțelegeți? Sau ideea, de exemplu, că poți să bei, dar să nu te îmbeți. Asta e din sursă care n are nimic cu Dumnezeu. Îți ia versete din Biblie și te lasă. Din cauza la mesajul ăsta, care e contemporan, e foarte fluturat în lumea contemporană, chiar evanghelică, o grămadă și-au pierdut casele, o grămadă au trăit în divorț, în alcool, în tutun, în imoralitate și au ajuns pe drumuri de la un păhărel de vin. Sursa era o sursă demonică. Satana a știut, dă-i la un păhărel, că l-ai nenorocit. În cinci ani îl pe drumuri, e omles. Și înainte a fost businessman. De ce? Pentru că sursa era demonică. Vorbea cineva din, așa zisul cuvântului Dumnezeu, mulți din context, cu scopul să-l ducă departe. Că diavolul este specialist în cele oamenii. Întrebare spune, bolile mentale și durile necurate. ce cu ele? Care este diferența? Acum în Biblie găsim contexte în care o anumită boală mentală a fost îngătuită de Dumnezeu. Vă dau un exemplu, aici nu e neapărat o boală mentală, dar uitați-vă că Ozia, când a vrut să facă să aducă jerfă, pe fruntea lui a apărut o boală incurabilă. S-a fost pedeapsă. La un moment dat este o profeție, o găsiți voi acasă că aveți aplicații suficiente de Biblia, zice, va pribegi de parte și nică nu va avea liniște. Sei un mesaj profetic despre o persoană sau despre un grup de oameni, mai precis acolo, un popor. Va pribegi de parte și nică nu va avea liniște. Adică își va pierde mințile. Nu își va găsi nicăieri locul. Și acolo zice, dacă nu veți asculta cuvintele mele, se va întâmpla asta. Cum eu nu pot să zic că toate bolile mentale sunt din cauza unor duhuri. Dar cine trece printr-o astfel de experiență, trebuie să procedeze în felul următor. La nivel genealogic, pe toți pe care îi cunoaște, trebuie să-i provoace și să le ceară pentru binele acelei persoane ca să-i se întoarcă mințile la loc. Trebuie să le ceară acelor persoane mărturisire detaliată. s au auzit bine ce v a spus. Dacă e căsătorit bărbatul și are probleme de genul ăsta, trebuie să vorbească foarte serios cineva cu soția, indiferent dacă e evanghelică sau nu, și să-i spună: Uite, dacă vrei ca bărbatul tău să -și revină mințile, să-i vină la loc, trebuie să-ți mărturisești păcatele. De ce? Vă dau un caz biblic. Împăratul a mers pe palatul lui deasupra și a zis, a cui este împărăția asta dacă nu am mea? Prin puterea mea? Prin forța mea? Și ce-a ajuns? 12 ani, dacă bine rețin, să-și piardă mințile. A ajuns să mănânce iarbă ca și păsările cerului și nu mai suporta ideea să doarmă în propriul lui pat împărătesc. Împăratul din cartea Daniel și-a pierdut mințile. Nebucanezala, că bine știu numele. Înțelegeți? Știți când i-au venit mințile la loc? Când și-au mărturisit păcatul de mândrie și au zis, da, recunosc că Dumnezeul lui Daniel e deasupra oricărei împărății. Pentru că Daniel i-a spus, împărate, placă sfatul meu și pune capăt păcatelor tale. Când s-a oprit din păcat, eu revenim revenit mintea. Când e vorba de o posesiune demonică în care omul nici măcar nu mai identifică faptul că, pentru că cei mai mulți dintre cei care au probleme mentale, nici măcar nu mai dau seama să știți că e nevoie de o mijlocire specială, dar nu înainte să existe o mărturisire detaliată, dacă se poate, a tuturor membrilor. Aici mă refer la grad de rudenie întâi, că nu poți să mergi la toți crezi? unii nu cunosc pe Dumnezeu, și să se identifice, să se caute în spațiul familial care e păcatul din cauza căruia s-a ajuns la lucrul ăsta. Am întâlnit mai multe cazuri, nu vă spun câte că nu contează, în care în urma mărturisirii, Dumnezeu a adus eliberare și acelei persoane i s-a întors mintea la loc fără nicio intervenție medicală. Eu nu spun că până când nu există o eliberare spirituală să nu se ia medicamente. Da? De asemenea spun că niciodată medicamentele pe care ți le dau medicii nu vor putea bloca planul lui Dumnezeu cu tine. Dacă Dumnezeu are în plan să te vindece, medicamentele nu îți vor face rău, ci doar vor fi un mijloc sau mai precis o cale intermediară până la intervenția respectivă, pentru că altfel se pot derula niște fapte care nu avem mai acum timp să le descriem. nici nu vreau să vi le spun că la mai încolo vreți să dormiți, da? Întrebările la care nu le spun, le arhivez, nu vă speriați. Eram la o conferință care scria un ce mi se șterge întrebarea? <gântuia> să arhivez, prietene. Cum argumentează biblic această pace pe care o are luarea unei decizii corecte? Poate nu am pace pentru că ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac e dificil. Deci, repet, pacea aceasta este pacea ta cu Dumnezeu. Deci, când te-ai împăcat cu Dumnezeu, tu ai pace cu Dumnezeu. Împăcarea asta a venit prin sângele lui Isus Hristos când toate păcatele tale au fost iertate. Când tu e o decizie greșită, ai ieșit din pacea asta. Și e normal să nu mai ai liniște. Da? Acum, diferența între liniștea sau neliniștea păcatului și neliniștea decizională este că neliniștea decizională trece. După ce ai luat decizia chiar dacă ți-e greu, ți-e dificil, până la urmă începi să ai pace. De ce? Pentru că începi să calculezi bine. Dacă tu ți-ai așezat prioritățile greșit și le-ai pus da? invers, normal că nu o să ai pace. Dar când ți le așezi bine, începi să ai pace din nou. Dar când nu-i voia lui Dumnezeu, și tu ai o relație bună cu Dumnezeu, în prealabil, adică ai avut pace cu Dumnezeu, pacea trebuie să rămână. Și în urma lor unei decizii. Recunoașteți că toți creștinii au pace cu Dumnezeu? Da sau nu? Argument biblic. Nu stăm acum să citim din Efeseni, din Filipeni, da? Ne-am păcat cu sine, dar despărțit, a apisul cu păcatele noastre, înțelegeți? Și pacea trebuie să rămână. Dacă tu ai luat o decizie greșită, decizia ți-a în neliniște. Și trebuie să ai foarte mare atenție să vezi în ce măsură decizia n-a fost după planul lui Dumnezeu. Dacă presupune păcat să o scoți afară și dacă nu, trebuie să rămâi în direcția respectivă. Acolo e un vreme de analiză, nu trebuie să te iei doar după pacea aceea. Tu trebuie să cauți vocea Domnului, să vezi cum îți vorbește, cum îți detaliază pașii care trebuie să-i faci. Cineva mă întrebat dacă Dumnezeu vorbește și prin circunstanțe. Da, vorbește prin circunstanțe. Numai vezi să nu ți le alegi singur. Este câte unul care întotdeauna și la lege singur. Numai circunstanțele de care vrea el să se întâmple. Lasă circunstanțele să meargă de la sine. De exemplu, eu vorbit de Dumnezeu unei fete că se va mărita cu un băiat. Da? Da, un exemplu. E un exemplu pur, întâmplător, vine pe loc. Și ea ce face? Ea merge continuu în pașe celui băiat. Oprește-te, prietenă, domnișoară, soră. Oprește-te. Lasă planul lui Dumnezeu să meargă natural. Nu-l forța. Că dacă Dumnezeu vrea să facă asta, păi mișcă planetele, mișcă un pic Marte pe alte direcții dacă e nevoie. Face ceva supranatural dacă trebuie. Și cine e pentru tine va fi? Nu forța lucrurile, lasă-le în planul lui Dumnezeu. Da? Ok. voi mai scrieți întrebări? Haideți să vedem. Tot, tot, tot arhivezi și tot întrebări sunt. Aici e o întrebare despre a judeca îngerita cu altă ocazie. Așa. Da cum pot să-mi dau seama de răspunsul Domnului dacă am primit două răspunsuri diferite pentru aceeași cauză? Întrebare foarte corectă. Aici trebuie să te întreb care îți place mai mult dintre răspunsuri. Da? Dacă ai primit și da și nu, trebuie să vezi când ai primit da și când ai primit nu fii atent și fii atentă că între da și nu au trecut un timp. Domnul ți-a zis nu, pentru că persoana asta ar putea să nu mai fie cum a fost. Este un caz posibil. Contextul prin care treci tu să fie diferit deja. Sau ție motivațiile să -ți fie periculos de greșite. Și deja Domnul zice nu, adică oprește-te, nu-i bine ce faci, nu-i în regulă în momentul ăsta. Da? Dar în mod normal, Dumnezeu nu dă la aceeași cauză două răspunsuri care să se, se contrazică. Aici ce e foarte important de reținut este că unii dintre noi ținem de cauza noastră. Și Doamne, vreau neapărat să răspund la cauza asta. Și Domnul zice, păi tu ești într-un pericol, ești pe buza unei prăpăsti și acum dacă mai faci un pas, tu mergi în abis. Întrebare, la ce o să-ți răspundă Dumnezeu? La pasul la care îl faci și mergi în abis sau la cauza ta? Păi sigur că la pasul la pentru abis. Și atunci Domnul a văzut un pericol în viața ta și zice nu. Dar tu n-ai priceput că nu e pentru cauza aia. Tu crezi că tot pentru cauza ta, că tu nu de cauza ta ți. Și Domnul zice, mai oprește-te un pic, că vezi că în fața ta e un abis. Prima dată rezolvă problema asta și apoi mă întreabă pentru cauza ta. Sper că ați înțeles. Deci în primul rând rezolvă problemele spirituale și apoi așteaptă să se Domnul. Cum ar trebui să se interpreteze visurile? Cum putem face diferența dintre un vis care este de la Domnul și unul din mulțimea gândurilor? Da. Acum, nu tuturor oamenilor Dumnezeu le dă vise de la el. Asta e foarte important de reținut. A visa de la Duhul Sfânt este un dar. Nu trebuie să le aibă neapărat oricine. Asta nu înseamnă că pe durata vieții noastre, a dintre noi Dumnezeu nu va decide la un moment dat să ne dea un vis ca o intervenție supranaturală, ca să ne scape din ceva extrem de periculos, cum ziceam, de căderea în abis. Da? Dar asta nu înseamnă că ai darul de a visa de la Duhul Sfânt. Apoi, visele tale întotdeauna trebuie să fie în conformitate cu Scriptura. Da? Ce le recomand tuturor care visează și consideră că visează de la Duhul Sfânt este să caute în Biblie, de exemplu, au visat, să zicem că cineva a visat despre un ciocan. Da? N-are nicio logică, o visat un ciocan. Am visat că eram cu un ciocan și dădeam într-o stângă. Pasta poate să spună de ție, dacă ești băiat, dacă ești fată, nu? Dacă ești băiat, că vrea să te facă predicator. De ce? Biblia zice, cuvântul tău este ca un ciocan care sfărâmă stângă. Uite că tu ai găsit, ai aplicații suficiente pe telefon, caută cuvântul la cheie, ciocan, caută-l în Biblie. Caută să vezi în ce context e folosit de Dumnezeu. În ce imagini îl folosește Dumnezeu? Da? Obiectul ăla. Și întotdeauna tu trebuie să ai acoperire biblică. Dau un alt exemplu. Tu observi că cineva e îmbrăcat în haine galbene. Ce înseamnă că cineva e îmbrăcat în haine galbene? Înseamnă că s-ar putea că Dumnezeu vrea să-l ducă acasă. În vis. De ce? Calul galben din Apocalipsa, capitolul 6, era cel ce aducea moartea. Tu ai un suport biblic. Inclusiv pentru culoare. A zis exemplul ăsta pentru că nimeni nu în galben. Da? Nu vă speriați. Da? Înțelegeți ideea? Da? Deci, de ce se întâmplă asta? Pentru că Dumnezeu vrea să te ajute. În... Deci vreau să vă spun ceva foarte important. Când citești ceva din Biblie, trebuie să reții, să subliniezi. Și când tu ai un mesaj de la Duhul Sfânt. Mesaj de la Duhul Sfânt trebuie să îl pui în acord cu Scriptura, nu-l faci după inteligența ta, părerea ta. Am auzit pe la bunicii, pe păduri, pe moș, trămoși, la, nu știu, pe ce munți, că asta ar fi însemnat asta. Mă, prietene, pe nu combina tu vrăjitoria cu boscoane, cu învârtele, cu chestii de genul, cu Scriptura. Sunt oameni care nu mai pot să doarmă liniștiți acasă că au auzit nu știu după unde. Păi nu știu ce era să zic galaxii, da? Au auzit că dacă se întâmplă asta, îi se întâmplă nu știu ce, îi se întâmplă nu știu cum. Păi tu trebuie să ai argument biblic, nu Părere personală. Înțelegeți? Argumentul trebuie să fie biblic, pur biblic. Trebuie să ai argument, dacă se poate, două sau trei imagini care reprezintă din acel context visul tău. Mai apoi, visul trebuie să fie într-o direcție corectă. El trebuie să te conducă în această imagine și în această decizie a Sfințeniei. Dacă prin visul tău, cum vă spuneam, de acea așa zis vis, care l-a trimis cineva ca să le prezinte aici, dacă în visul tău există o secvență nebiblică care provoacă un păcat sau care prezintă un păcat, păi aruncă-l în călăi de satana. Dumnezeu nu poate folosi lucruri care să te determine în timp ce visezi să păcătuiești. Nu se poate asta. Dumnezeu lucrează cu sfințenie și e curat, e foarte sensibil Duhul Sfânt. Dacă nu are diavolul acces la gândurile noastre, atunci, cum te suntem ispitiți la nivelul minții? Biblia spune că nimeni când este ispitit să nu zică că l-ar fi ispitit Dumnezeu, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul atât înfăptuit aduce moartea. Adică, ce vreau să spun asta? Dacă la nivelul minții ești ispitit sau ispitită, asta înseamnă că pe background-ul minții, adică în mintea ta la nivel de fond general, există deja păcatul ăla. Există o poftă adormită. Pofta trebuie să controlezi. Cum o poți controla cel mai ușor? Este prin post. Ai o problemă la nivel perceptiv, la nivel de văz, la nivel de auz, la nivel de vorbire. Deci postește. Postește până pleacă. Pentru că este un duh care nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. Și dacă nu ți iese afară Duhul ăsta din tine, să știi că Dumnezeu nu poate lucra cu tine. Dumnezeu nu lucrează cu păcat. Dumnezeu lucrează cu sfințenia. Fără ca să credem că vreunul dintre noi sunt sfinți perfecți. Dar nu putem să păsuim un păcat. Și la nivelul gândurilor, repet, diavolul vine cu imagini pe care tu le-ai avut în trecut și în dreptul cărora tu ai reacționat. Da? De exemplu, sunt unii băieți și că să nu mă audăie, la care le plac mașinile. Da? Nu, no, păi să nu mai despre mașini vorbe, domnule ce marcare, nu știu ce, câți, era să zic câțiva, Da? Ce baterie externă. Ce, înțelegeți? Deci, asta e. Păi, clar că s-ar prea putea ca cel rău să-i vină cu mașina aia să-l spitească. Nu neapărat să o cumpere, că dacă nu are bani, nu reușește. Și nu înseamnă că dacă are bani și o cumpere, e păcat, da? Dar să gândească împotriva cuiva. Să gândească împotriva altei persoane în care are mașina aia. Să fie supărat pe cineva. De ce și-a luat asta mașina asta? Cum a câștigat el banii? Uite cum ție diavolul ți-o dat pe bandă rulantă material, da? să derulezi, să derulezi. Care-i treaba ta? Înțelegeți? Nu-i treaba ta. De ce ți-ai folosit mintea pentru ce nu trebuie? Ei, ai avut ispita aia pentru obiectul respectiv, în cazul ăsta mașină, Acolo o să vină cel rău, să te ispitească. Dacă îți gârie cineva mașina, ferească Dumnezeu. Ai, cei tragi la jurători. Dar voi nu jurați, nu că se spune Vorbim și online. Unii dintre ei. Așa. Cineva e foarte radical. Ăsta vrea să devină păstor. Zice așa, dacă unii slujitori au darul de deosebire a Duhurilor, de ce când cineva procește sau are o manifestare care nu e de la Domnul, nu se ridică să oprească în sfârșit odată? Ați înțeles ideea? Eu vă întreb, câte zile au trecut când ghicitoarea asta din Filipii s-a ridicat și au vorbit despre Pavel și Sila? Până când Pavel și Sila s-au ridicat, știți? Și cu zile în șir. Și știți că unii au zis: oh, Nu-i Pavel chiar așa de apostol. Să nu are autoritate să se ridice. Un răspuns posibil este pentru că Duhul Sfânt îi dă îndurare acelei persoane. Și nu-l face de rușine public sau nu-l face de rușine în mod public pentru că vrea să-i vorbească prin dragoste. Un alt răspuns posibil este. Pentru că încă nu i s-a umplut paharul mâniei. Și încă Duhul Sfânt a zis răstoarnă-l. Și al treilea răspuns posibil este pentru că nu a venit momentul în care Duhul Sfânt să decidă ca acelui slujitor să-i dea acea deosebire a Duhului, sau dacă i-a dat-o, să-i dea acea autoritate, încât să-l denunțe. Și vă mai spun ceva. Dacă lucrurile astea sau denunțările astea nu se fac public, nu se văd pe camere video, nu înseamnă că nu există. Ați înțeles ce Poate că Duhul Sfânt îl trimite pe slujitor în hol să spună la acea persoană, ai grijă că dacă mai faci o dată așa, o să te vizitezi la spital pentru că o să ai o problemă medicală gravă și nu o să te mai scape nimeni decât dacă îți recunoști păcatul și îți mărturisești problema. Și niciunul dintre noi nu o să știm asta pentru că Duhul Sfânt lucrează cu multă înțelepciune, da? merge la persoana aceea, când Duhul Sfânt decide în plen, repet, să dea pe față pe o persoană, atunci paharul mâniei acelei persoane s-a umplut până la nivelul maxim și se răstoarnă. Acolo e o manifestare a justiției lui Dumnezeu. Și de ce face asta Duhul Sfânt? Pentru ca să prindă frică toți cei care se joacă cu lucrarea asta și data viitoare să știți că nu o să mai facă ușor nu s mai imite ușor gradul lui Sfânt, că o să le fie frică. Și vă mai spun ceva, de slujitorii care au autoritate, duhurile zic am temă. Eu știu fras slujitor la care atunci când, sau care merg într-un loc și când merg într-un loc, unii proroși nu prorocesc. Nu știu, nu mai au niciun cuvânt. Nu mai știu să zică nimic. Alții încep să zică și nu-și termină frazele, pentru că simpla prezență a unui bărbat care are autoritate de la Duhul Sfânt, creează în lumea demonică emoție și frică. Biblia zice că duhurile cădeau un leșin în fața lui Petru. Nu pentru că Petru era un pescar, ci pentru că avea autoritate de la Duhul Sfânt. La fel și în cazul lui Pavel. Și cum lucrează Domnul este divers, e diferit, are diverse metode. E foarte important să înțelegem, să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și nici unui om nu ar folosi nici o tată la nimic bun să ajungă să vorbească dintr-o sursă demonică. Și aici îți mai spun ceva, și îmi spun și mie în același timp. De fiecare dată când vrei să spui ceva, analizează dacă ceea ce spui vorbești dintr-o sursă omenească sau dintr-o sursă divină. Doamne, fers, să fie una demonică. Știți când David a vrut să construiască templul de la Ierusalim? Și a zis, cum eu stau într-o casă frumoasă și chivotul Domnului să stea într-un cort? Și natan a zis, du-te și fă ce ai pe inimă că de la Domnul. Întrebare, de unde o vorbi Natan în De unde era sursa? Era o sursă omenească, fără pofte, fără păcat, pur omenească, la nivel de reacție umană. Cum să nu vrea Dumnezeu să construiești ceva pentru el? Și a zis Domnul către Natan: întoarce-te înapoi pentru că ai vorbit de la tine. E bine că n-ai zis așa vorbește Domnul, că atunci era foarte grav. Ai vorbit ca orice om, cu orice prochi și om, da? Mergi cu pe stradă, salut, vorbești cu el, da? da? E foarte important să identifici din ce sursă vorbește. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, să-i cerem Domnului putere de a pune în aplicare, de a primi călăuzire, lumină de a